Bună și bine v-am regăsit în noul an, la mulți ani și să avem cu toții un an bun din toate punctele de vedere. Începem anul acesta, 2024, mi se pare așa de ciudat, cu o agendă nouă și foarte, foarte frumoasă. Am primit-o de Crăciun și deja am început să-mi notez o grămadă de chestii în ea. Sper să mă țin de ea și sper să fiu mai organizată. Astăzi vorbim despre lansări noi, despre parfumuri care se lansează anul acesta. Unele dintre ele, să știți că deja au apărut pe site-uri și o să vă spun și unde se găsesc ele. Vreau să vorbim despre planurile pentru Parfum cu Drag, pentru canalul acesta, ce vreau să fac, ce o să vedeți în continuare pe canal și desigur am pregătit și un wishlist pentru că întotdeauna am o listă de dorințe parfumate. Ei bine, asta nu înseamnă că o să le cumpăr pe toate sau că nu o să mă întreb și către alte parfumuri. Ideea e că mi-am notat aici parfumuri pe care le-am testat anul trecut și care mi-au atras atenția, mi le-am notat. Da. Haideți să începem cu lansările sau haideți să începem cu planurile, cu ideile, cu ce o să vedeți în continuare pe canal. Haideți să începem cu asta. În primul rând, o să vedeți în continuare seriile mele pe care le fac, parfumurile săptămânii, o să vedeți săptămânal un clip cu parfumurile săptămânii, o să vedeți lunar un clip cu favorite și produse și parfumuri. Aș vrea să reiau seria cu le-am testat sau să postez pe shorts. Îmi spuneți și voi cum preferați, dacă vreți să fac clipurile acelea în care am testat parfumuri sau să fac pe shorts mai des, vedeți mai des clipuri scurte în care să vă povestesc despre parfumurile pe care le testez. Chiar sunt curioasă și de părerile voastre. Puteți să veniți și cu sugestii, le accept cu mare, mare plăcere și da, poate aveți idei noi, voi, pentru anul acesta. Și vreau să vă spun că o să încep să postez și pe pentru membrii, chiar mă gândesc săptămâna asta sau săptămâna asta vreau să filmez un clip pentru membrii. Aș vrea să vin cu clipuri suplimentare pentru membrii. Dacă vreți să susțineți canalul acesta sau dacă vreți să mă susțineți, puteți să vă alăturați acolo la membrii și sunt niște pachete, niște abonamente care, da, cel mai mic cred că este 4,99 lei. Cel mai mic abonament este ca orice alt abonament de aplicații, de jocuri, doar că se plătește lunar și cred că cel mai mare abonament este 14,99 lei și este cât o cafea de la Starbucks sau mai puțin. Da, dacă vreți să mă susțineți, puteți să vă alăturați și cu siguranță o să vedeți și acolo, pardon, am mișcat camera. O să postez clipuri suplimentare pentru membrii, săptămânal o să fac asta. Mai vorbim noi despre chestia asta și haideți să trecem la lansările de anul acesta. Sunt foarte curioasă de câteva parfumuri, pe unele v-am zis că deja le găsiți pe parfumul și pe make-up. Și începem cu Givenchy Irresistible Very Floral. O să testăm, desigur, Montal, Lucky Candy, Mask Nude de la Narciso Rodriguez. O să vi le zic așa rapid pentru că nu vreau să intru în detalii. Când o să fac rost de ele, intenționez, chiar îmi doresc foarte mult ca anul acesta să testez noutățile și să vorbim despre ele aici. Carolina Herrera Good Girl Elixir, deci este pantoful roz în degrade cu negru. S-ar putea să fie ceva mai intens și s-ar putea să fie ceva mai pământiu. Mie îmi place pantoful roz, dar e un pic ciudățel acest Girl Elixir. Replica From the Garden. Nu este chiar genul meu, dar mi-aș dori să-l testez. Hugo Boss The Scent Elixir. Deja se găsește pe make-up. Acesta este roșu și l-am testat chiar ieri pe cel mauve. Îmi place, miroase bine, este fructat, dar da, nu este ceva ce îmi doresc neapărat. O să-l testăm și pe cel roșu și mai vedem.
Jean Pogotier la Bell Paradise Garden. Orice apare de la Jean Pogotier îmi doresc să testez. Valentino Donna Born in Roma Green Stravaganza. Sună foarte bine denumirea și desigur că vreau să-l testez, deși nu am în colecție nici măcar pe cel pe care l-am pe wishlist, Born in Roma simplu, dar desigur o să-l testăm și pe acesta. Black Opium Over Red. Este ceva cu cireșe, nu sunt eu mare fan cireșe, dar na, îl testăm și pe el. Daisy Oh So Fresh Pop, sunt sticlele acelea roz și opace. Am înțeles că unul ar fi asemănător cu Daisy, cu originalul, însă unul este cu frișcă și cu fistic și s-ar putea să fie foarte frumos. Deja se găsesc pe Parfumul. Nu au niște prețuri exagerat de mari, deci da, le găsiți deja pe Parfumul. Daisy Oh So Sweet Pop și cred că mai era unul. Ceva cum, nu știu, dar știu că pe Parfumul se găsesc două variante și este și acela cu fistic și frișcă. Da. Îmi plac foarte mult sticlele. Mai avem Flower Bomb Tiger Lily. Flower Bomb Tiger Lily, care sună extraordinar de bine. Eu l-am pe wishlist și pe pe care l-am, Ruby Orchid. Miroase tare bine, l-am testat. Dar Tiger Lily sună și mai bine și îmi place foarte mult și sticluța. Și mai avem My Way Nectar, pe care trebuie neapărat, neapărat să-l testez. Îmi place, îmi place cum sună. Haideți să trecem și la wishlist. Să știți că am început anul și cu o răceală. Cred că toată lumea trece prin asta, în această perioadă, și mi-e un pic mai greu să filmez, dar sunt ok. Chiar sper să nu fie mai rău, sunt ok acum. Începem wishlist-ul, wishlist-ul parfumat. Aici o să vorbim și despre niște noutăți, despre parfumuri pe care vreau să le mai testez, despre parfumuri mai vechi pe care vreau să le testez. Și am primul în cap de listă, este unul care, pe care l-am primit de ziua mea, dar cadoul de Crăciun a ajuns după Crăciun și cadoul de ziua mea ajunge astăzi, adică pe 3, da, după ziua mea. Nu-i problemă, să vină el. Mai am aici pe listă Devotion, pe care l-am testat și care este foarte, foarte frumos. V-am mai zis despre Flower Bomb Ruby Orchid. Divine de la Jean Pogotier, sinceră să fiu, nu m-a dat pe spate parfumul ăsta, dar mi se pare ok pentru vară și, sinceră să fiu, vreau pentru sticlă. Adică, nici nu m-a dat pe spate, dar nici nu-mi displace, este un parfum frumos, l-aș purta în perioada mai caldă, cu mare plăcere și îmi place foarte mult sticla. Deci, da, s-ar putea să intre în colecția mea la un moment dat, sau poate că nu, nu știu sigur. Valentino Donna Born in Roma, acum că mai apare unul, o să testăm și vedem dacă intră vreunul în colecția mea. Dream Hotel Ring My Bell este unul de pe care se găsește pe Military Shop, se găsește în Delirium, în Obsentum. L-am testat, îmi plac mai multe de la Dream Hotel, dar mi-am notat eu aici Ring My Bell, care mi-a plăcut foarte mult. Inara White este un parfum care mi-a rămas undeva acolo pe lista de dorințe și este un parfum arabesc foarte frumos și foarte puternic și consider că merită să fie în colecția mea. Camra și el a rămas pe wishlist. Din nou este un parfum foarte puternic și foarte frumos. Sex and the Sea Francesca Bianchi. Dintre toate cele pe care le-am testat de la Francesca Bianchi, acesta mi-l doresc, pe acesta mi-l doresc pentru vară. E frumos, foarte frumos parfumul și au mai fost vreo două care mi-au atras atenția, dar acesta este preferatul meu. Lyra, am bătrânit săracul de când este pe lista mea de dorințe, nu știu dacă o să-l iau, dar da, mi-a plăcut. Acum, vreau să testez Vanilla Vibes de la Juliette Hezegan. Vreau să-l testez
la fel mă tentează pentru vară. Mai avem aici Jeroboam, desigur, dacă o să fie posibil, dacă o să găsesc reduceri, mi-aș dori un parfum de la Jeroboam în colecție. Apoi mă mai tentează niște noutăți de pe Dubai Collection, desigur că vom testa anul acesta și alte parfumuri de pe Dubai Collection. Nișane, aș vrea să testez mai multe, dar îmi place foarte mult Annie. Nu știu sigur dacă o să intre ceva în colecția mea de la Nișane, dar eu vă spun ce mă tentează și ce am testat și ce mi-a plăcut foarte mult. Orientica, vai, sunt multe parfumuri care mă tentează de la Orientica. Sunt ceva mai scumpe, vă spun doar că urmează să testăm parfumuri de la Orientica, deci în curând. Ahmed Al Maghribi, mi-aș dori să testez mai multe parfumuri pentru că să știți că mi-a plăcut foarte mult unul, îmi place că sunt parfumuri puternice, dar nu prea vreau să cumpăr blind ca să descoper parfumurile pentru mine, de aceea nici nu am în colecție. Apoi, aș vrea să mai testez, am testat deja Mandorlo di Sicilia de la Acqua di Parma, dar aș vrea să-l mai testez și vom vedea. Vanilla Cake de la Montal, aș vrea să testez pentru că am auzit că este foarte frumos. Secret Bear de la Victoria's Secret, da, mi-aș dori să testez niște parfumuri de la Initio, în special Psychedelic Love, cred că așa se numește, dar mai sunt și altele, dacă am ocazia să testez bine, dacă nu, iar bine. La fel se întâmplă și cu BDK, Elisave Elixir, vreau să testez, și un Bois Vanille de la Serge Lutin. Da. Cam astea sunt parfumurile mele de pe wishlist, desigur că mai sunt și altele și că de fiecare dată când scrollez pe internet mă mai tentează și altele, dar na, am făcut și eu un wishlist cât de cât decent. În rest, urmează un video cu ce am primit de ziua mea, cu ce parfumuri am primit de ziua mea și o să vorbim despre unele pe care voi le-ați văzut deja în shorts, dar n-am discutat despre ele. Și parfumul pe care mi l-am dorit foarte mult și pe care l-am primit și o să vedeți în clipul următor. După cum vă spuneam, voi începe să postez pentru membrii și m-am gândit eu la două clipuri suplimentare pe săptămână pe care le puteți vedea doar dacă vă abonați. Eu oricum o să le postez. Ideea e că dacă vreți să vă abonați și dacă vreți să mă susțineți, aveți acolo butonul de alătură-te cu abonamentele, cred că cel mai mic este de 3,99 lei, vă alegeți oricare dintre aceste abonamente și puteți să vedeți clipurile suplimentare, asta în cazul în care vă doriți să mă susțineți și să vedeți și acele clipuri suplimentare pe săptămână, în rest tot ce vedeți pe canalul meu rămâne la fel. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pe mine mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok și găsiți toate detaliile în descriere. V-am pupat! Pa, pa!